al Sfântului Duh. Amin. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și toate celelalte vi se vor adăuga vouă. Matei, capitolul 6. Iubiți credincioși, în Evanghelia de astăzi aflăm că Domnul nostru Iisus Hristos cutreiera drumurile prăfuite și pline de arșiță a Țării Sfinte, semănând peste tot minuni și vindecări și dând tuturor oamenilor învățătura sa dumnezeiască, sfântă, mântuitoare și înălțătoare de suflet. Mulțimi nenumărate îl urmau ca să-i asculte cuvântul, pentru că îi învăța, cum spune Scriptura, ca unul care avea putere. Și cred că vă amintiți și dumneavoastră de Zacheu, care din cauza popoului de lume se urcă într-un dud ca să poată să îl vadă și el pe Dumnezeu, iar altădată unii nu mai biruiau să ajungă cu un bolnav înaintea Mântuitorului nostru Iisus Hristos din pricina groatei și au fost nevoiți să spargă acoperișul casei ca să-i vadă și pe ei Dumnezeu. Deci vestea despre puterea faptelor și a învățăturilor dumnezeiești se răspândise prin toate ținuturile, în toate Palestina, așa încât veneau oamenii râuri de toate condițiile să-l vadă, să îl audă, să se atingă de Fiul lui Dumnezeu. Așa se face că într-una din zile se găsi și un tânăr bogat să pășească înaintea lui Iisus și în genunchind îl întreabă: Învățătorule bune, ce să fac ca să moștenesc și eu împărăția cerurilor? Și învățătorul îi răspunde foarte frumos, foarte simplu și foarte clar: păzește poruncile, ceea ce ați auzit și dumneavoastră astăzi în Sfânta Evanghelie. Însă, pentru că răspunsul este foarte clar, astăzi o să ne ocupăm mai mult de întrebarea tânărului, care este foarte interesantă și care este de fapt a noastră, iubiți credincioși, pentru că eu cred că nu este om, nu este creștin sănătos, ca să nu-și fi pus măcar o dată în viața aceasta prea înțeleaptă întrebare. Unii știu că se întreabă de mii de ori, de mai multe ori pe zi, ce să facă să moștenească împărăția lui Dumnezeu și tot degeaba, că nu găsesc răspunsul și dacă îl găsesc, nu-l pricep și dacă îl pricep, îl nesocotesc. Zilele acestea îmi spunea o maică, zice: părinte, un lucru înfricoșător, toți vorbesc de sfârșit, toți vorbesc că-i rău, cu tremure, icoane plâng, sângerează, însă păcatele curg la vale precum un fluviu. Cu toate întrebările și cu toate semnele de la Bunul Dumnezeu. Pe această întrebare, cum să fac să mă mântuiesc, sigur că v-a spus-o și dumneavoastră, cei care sunteți de față,
de mai multe sau de mai puține ori, pentru că de aceea probabil veniți la Sfânta Biserică. Măcar să vă puneți această întrebare, ce să fac ca să ajung în Raiul lui Dumnezeu? Este întrebarea care mi-o flutură și mie toți cei care vin la spovedanie, în posturi sau în afară de posturi, foarte des. Iubiți credincioși, întrebați și vă întrebați. Și bine faceți că întrebați. Ar fi mai rău dacă nu v-ați întrebat. Numai că de aici apar câteva probleme de dezlegat, de analizat și de studiat, dacă vreți, și de stabilit. Sigur că Sfânta noastră Scriptură spune, cine cere, îi se va da, cine bate, îi se va deschide și cine întreabă, primește răspuns. Și acum urmează greutatea situației, pentru că după întrebări și răspunsuri, cei care întreabă se împart în mai multe categorii sau în mai multe clase. Prima, cei care întreabă mereu, pe la toate porțile, pe la toți povățuitorii, învățătorii și duhovnicii, și aleargă până la capătul pământului întrebându-i și înregistrează răspunsurile. Și prin alte limbi, și prin mini casetofane, și le scriu și le notează, și au notiții, își însemnează în carnețel, însă nu fac nimic din ceea ce li se spune și din ceea ce citesc și din ceea ce știu deja. Aceștia sunt cei mai mulți, cei mai periculoși, care nu fac altceva decât dezbinare, aduc și duc cuvântul de colo-colo deformat, tăiat, adăugit, amestecat și așa și adună mânie în ziua mâniei și pedeapsă în ziua judecății, pentru că au știut și n-au făcut, au aflat și n-au lucrat, ci pe alții au dezbinat și în iad s-au dărâmat. A doua categorie, cei care întreabă puțin și fac mult. Și avem destule exemple, foarte grăitoare exemple, în cărțile noastre sfinte și în toate patericele. Nu vă amintesc decât de cuvioasa Paraschiva, care de la un cuvânt a ajuns auzit în biserică, s-a sfințit și a ajuns sfântă cu moaște întregi la Iași. Și un alt exemplu, ucenicul acela care a cerut un cuvânt bătrânului și s-a dus, iar după 20 de ani a revenit pentru alt cuvânt, dar deja era mare înainte lui Dumnezeu, pentru că îl pusese în practică pe primul cuvânt din Psaltire, versetul 1, Psalmul 1, vă amintiți dumneavoastră, fericit bărbatul care l-a umblat în sfatul necredincioșilor și în calea păcătoșilor nu a stat și pe scaunul hulitorilor n-a șezut, ci în legea Domnului este voia lui și la legea lui va cugeta ziua și noaptea. Dar sunt foarte rari oamenii aceștia, deși sunt foarte iubiți de Dumnezeu și prețuiți și ajutați de bunul Dumnezeu. Restul, cum ați auzit mai de la început, întreabă mult și întreabă mereu și se tot spovedesc și cer sfat, însă când de la făcătură, la răbdare, la tăcere, la ascultare, la smerenie, la înfrânare, la canon, la post, la împlinire,
lasă pe altă dată, lasă pe alții înainte, lasă să facă alții, amână, uită sau nu mai fac deloc. Pe aceștia un părinte tare bun de prin Moldova îi certa cam așa într-o predică. Biserica era plină, ca aici, acum, și Sfinția sa le spunea, zice, fraților și surorilor, tare mă bucur că sunteți o grămadă în biserică. Dar tare mă întristez că pe unde mă prindeți și pe unde mă găsiți, mereu vreți să vă spun cuvinte de folos, să vă dau sfaturi și sfaturi și învățături de mântuire. Dar faceți odată întâi ceea ce știți deja, că e bine plăcut înaintea lui Dumnezeu și ceea ce v-am spus deja prin predici și ceea ce știți și ceea ce citiți prin cărți. Și după aceea mai stăm de vorbă. Nu întrebăm numai așa ca să ne aflăm în treabă și să ne mândrim că am stat de vorbă cu Mihail, cu Gavril, cu Rafael și faceți poze cu ei și le puneți pe pereți și pe dulapuri și pe lângă icoane degeaba, numai ca pozele acelea să vă judece, să vă vadă răutățile și minciunile și intrigile și lenevirile și bârfele și ambițiile goale și dușmăniile și învrăjbirile și certurile și cârtirile și poftele neînfrânate și îndrăcirile, încheie Părintele Calistrat. A treia categorie. Cei care nici nu întreabă, dar nici nu fac. După cuvântul Sfintei Scripturi, aceștia sunt nori, fără ploaie, bătuți de vânturi încoace și încolo, sau pomi, tomnatici, desfrunziți și fără de niciun rod. Sau sunt ca și câinele care stă lângă o căpiță de fân, nici el nu mănâncă, dar nici pe vacă nu o lasă să se hrănească. Aceștia sunt toți oamenii care zic că aici e raiul, aici e iadul și nu ne mai trebuie altceva. Nu mai au nevoie de nimic, nici de biserică, nici de pop, nici de spovedare, nici de rugăciune, nici de cărți, nici de sfaturi, nici de lămuriri, pentru că sunt atot știutori, sunt suficienți, sunt de sine stătători, sunt atot puternici. Și am ajuns la ultima categorie, a patra. Sunt cei care nu întreabă și fac. Cred că v-ați dat și dumneavoastră seama cine sunt sfinții. Sfinții au atât de mult bun simț, încât fac voia lui Dumnezeu din proprie convingere și din proprie inițiativă și din conștiință, bun înțeles, cu ascultare, cu smerenie, cu dragoste, cu pace multă. Și aceasta, sigur, ar fi un drum de urmat și o gândire și un procedeu foarte bun pentru dumneavoastră și pentru noi toți. Ori tânărul din Evanghelia de astăzi, cu care semănăm noi tare mult, cu toată întrebarea extraordinară și cu tot răspunsul direct din gura lui Dumnezeu, se întoarce înapoi, trist, se întoarce neîmplinit la casa sa, se întoarce nesatisfăcut, nemântuit, pentru că și el, ca și noi, nu înțelegem ce vrea Bunul Dumnezeu de la noi. Nu știm că pe pământ suntem trecători și de aceea nu facem totul pentru cer.
Nu facem totul ca să trecem prin urechea aceea strâmtă a acului mântuirii din Evanghelie. Iubiți credincioși, ca să vedeți dumneavoastră cât de asemănători suntem noi cu tinerelul din Evanghelia de astăzi, o să vă spun mai departe o întâmplare adevărată culeasă de Părintele Cleopa din viața unui boier mare care a trăit acum vreo 50-60 de ani. Zice că s-a întâlnit Părintele odată cu fiul acestui mare boier, tânăr care era foarte aprins duhovnicește de Duhul Sfânt, pur și simplu îndrăgostit de rai, de dragul bogățiilor cerești se desprinsese de tot ceea ce e pământesc. Și tare s-a bucurat Părintele Cleopa că a mai văzut un specimen din acesta pe pământ rar și a început să stea de vorbă, să-l descoase. Din una în alta și din vorbă în vorbă ajunge respectivul om să-i povestească Părintelui Cleopa următoare. Zice tânărul, eu sunt fiul cutărui ministru, fost mare ambasador, fost mare om de stat, fost mare om de știință, tare bogat și slăvit în lume, însă cu toate acestea era și tare credincios și deosebit de milostiv. Într-una din zile, tata, fiind de acum bătrân și bolnav, bolnav grav, pe moarte, pe la pat, mă cheamă la el și îmi zice, fiul meu drag, singurul meu fiu, scumpul meu, tu știi toată viața mea, tu știi faptele mele, tu știi toate averile câte le-am strâns în viață. Tu cunoști toate veniturile și proprietățile, pământurile și mașinile mele, dar știi și viața mea, credința mea și nădejdea mea. Deci, acum, cu limbă de moarte, aici, pe patul de moarte, te întreb pe tine singurul și scumpul meu copil. Copilul meu drag, ce să-ți las ca moștenire? Să-ți dau eu ție toate averile acestea, magazinele, hotelurile, băncile, cercurile? Sau să-ți dau pe Domnul și Mântuitorul Iisus Hristos? Iubiți credincioși, urmează răspunsul copilului, răspuns bombă benefică de această dată, bombă pe care nu cred că o să o auziți dumneavoastră vreodată explodând din gura vreunui fiu, fiică, nepot, nepoată, ori strănepoată. Iar eu, zice tânărul, gândindu-mă la toate cele spuse de tatăl meu și luând aminte la ce trebuia să fac, am zis, tatăl meu scump, mai bine să-mi lași mie pe Domnul Iisus Hristos. Zis și făcut.
După ce tatăl meu a auzit aceste cuvinte din gura mea, a împărțit toată averea sa la săraci, la scăpătați, la amăriți, la datornici, la orfelinate, azile și biserici. Și apoi a închis ochii definitiv, fericit și împlinit. Iar eu, copilul lui drag și scump, am rămas sărac și lipsit, dar cu Domnul Hristos și așa umblam, sărac și lipsit, cu smerenie și cu nădejde mare spre bunul Dumnezeu, în grija căruia mă lăsase tatăl meu. Iubiți frați și surori, întâmplarea și discuția se sfârșește aici. Și dacă vă amintiți bine, am folosit mai înainte cuvântul bom. Nu prea e el creștinesc, dar în cazul de față, cred că e plastic, cum zic cei mai școlici. Bombă, pentru că ceea ce a făcut tânărul din povestire este într-adevăr un trotil, un explozibil. Pentru foarte mulți dintre noi, așa ceva nu se mai poate înțelege astăzi, nu se aude, nu ne convine, e ceva care bubuie. În primul rând, pentru că în zilele noastre absolut toți părinții se străduiesc din răzputere, zi și noapte, duminicile, sărbătorile, sănătoși, bolnavi, bătrâni, morți, copți, cum pot și ei se străduiesc să adune pentru copiilor cât mai multe averi, case, blocuri, situații, școli, facultăți, servicii, scaune, loji, dolari, mașini, pământuri, păduri, cecuri, cadouri, podoave, zestre copiilor și copilelor lor, mai puțin pe Domnul Hristos. Iar copiii și mai rău, veșnic nerușinați, veșnic nemulțumiți, veșnic lacomi, parcă flămânzi, cer mereu și casa, și masa, și mobila, pe numele lor, pământul, actele lor, bani, euroi, dolari, mofturi, pofte, daruri, cadouri, moșteniri. Și părinții, de cele mai multe ori, le satisfac și împlinesc pe toate aceste cereri ale odraslelor lor și altele pe deasupra, în afară de un lucru, în afară de a fi copiii lor cu Dumnezeu. Am destule exemple dureroase, iubiți credincioși, cu părinți care stau pe afară, stau în grajd, stau la azil, stau pe drumuri, în gropi, în gări, sub pod, ca boschetarii. Numai obrâznicăturile lor să aibă toate vilele și calculatoarele și toate condițiile necesare unei vieți pufoase și libertine. Ori, iubiți credincioși, cuvântul pe care l-ați auzit astăzi din gura lui Dumnezeu, în Evanghelie spus tânărului, și prin tânăr spus nouă,
lasă tot ce ai, desprinde-te, deslipește-te de tot și de toate și vino de murmează mie. Sună ca o goagonă, sună ca o trâmbiță, tare sună, dar cu toată bubuitura aceasta rămân sunetele fără ecou și fără răspuns. De aceea astăzi e atâta distanță între creștini și creștinismul adevărat cerut de bunul Dumnezeu. De aceea Duhul lumii și a adunăturilor și a robiilor și a modelor și a împrăștierilor și a fricii de ziua de mâine și a afacerilor a ajuns să copleșească pe mulți, să sluțească pe mulți, pe majoritatea botezaților în numele Preasfintei Trăimi, să streseze pe toți creștinii și să le ocupe tot timpul. De aceea grija zilei, a alegerilor, a pâinii, a banului, obsedează. Cu tremur orbesc pe mulți, sperie pe mulți și înnebunesc pe foarte mulți. De aceea acum în capul oamenilor Dumnezeu este înfățișat ca un rău, ca un prost, ca un nebun sau ceva dubios, un sărăntoc, un căpcăun care cere, care ia, taie, judecă, spânzură, vrea de toate, vrea posturi, înfrânări, pomeni, parastase, milostenii, dări, biruri, cumințenii, rugăciuni, stai la loc, nu te mișca, nu vorbi, taci, rabde, smerește-te, umilește-te, jerfește-te, călugărește-te. Omoară-ți trupul și fă-ți toți copiii 15-20 cât să-i dea Dumnezeu, chiar dacă-ți mănâncă urechile. Nu-i lăsa, nu fuma, nu bea, nu te uita, nu te atinge. Numai de acestea vrea Dumnezeu. De aceea este înfățișat ca un urât, ca un rău și ca un prost. Dimpotrivă, dracul e prezentat bun, larg, cu bani, cu avere, cu bunăstare, democrat, învățat, înțelept, inelat, priceput, ca un domn, ca un Dumnezeu îngăduitor, ecumenic, dulce, poți să faci ce vrei, poți să-ți faci de cap, poți să-ți legi toate sârmele de tine, poți să te și spânzuri dacă vrei, te acceptă dracu și așa, sau mai ales așa, și curvar, și șmecher, hoț, sodomist, satanist, necurat, necununat, pedofil, drogat, afumat, beat, încurcat, legat, înglodat. Te acceptă diavolul în tot harul acesta. De aceea, iubiți credincioși, foarte rar și foarte puțin, din ce în ce mai puțin, sunt în stare ca să se desprindă, să se dezlege total de lutul acesta și de bogățiile păcatelor, bogățiile nefolositoare, necurate ale satanelor și să pornească hotărâți, convinși, sinceri, săraci,
pe calea lui Hristos, urmând pe Hristos, așa cum vrea Domnul și Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Iubiți frați și surori, nu oricine înțelege lucrurile acestea. Nu oricine e în stare să ia jugul cel bun și sarcină cea ușoară a lui Hristos, grozav de puțin. O turmă foarte mică, nici chiar din cei care sunteți aici, acum, de față, vă știu de la spovedit pe foarte mulți. Numai cu câți m-am bătut în cuvinte azi noapte până pe la 3 noaptea și azi dimineață mai departe, pe unii v-am speriat, v-ați speriat de Hristos și nu mai veniți la spovedit. De aceea ora când aude spovedile vine rău, transpiră, tremură, le se usucă gura, dau în bâlbâială. Sau după ce scapă de călăul duhovnic, se întorc precum purcelul spălat de gospodină la măcirlă sau precum câinele la vărsătura sa, după cum spune Sfânta Scriptură. De aceea, acum, fiecare creștin, călugăr sau mirean, vrea un Dumnezeu special al Lui, personal. Fiecare creștin, călugăr sau mirean, își face un Dumnezeu al Lui după gârgăune din cap, după mândrie din inimă și după ambițiile Lui și după poftele Lui și după ceea ce se adună. Și că a adunat, a tunat și i-a adunat. Spune-mi cu cine te aduni ca să spun cine ești. De aceea bogătașul din Evanghelia de astăzi a plecat acasă strâmb, sărac, șocat, supărat. Tot de aceea am înțeles de la mai multe persoane că în fiecare duminică sunt creștini care pleacă din timpul slujbei și a predicii sărăcuți, nemulțumiți, vociferând, cârtind, pentru că nu le convine rânduială și armonia lui Dumnezeu și poruncile lui Dumnezeu. Nu vor să fie ei după voia lui Dumnezeu, ci Dumnezeu să fie după voia lor. Este o rugăciune în liturghier, în liturghierul preotului de pe Sfânta Masă, care printre altele zice așa, zice, și îndreptează, Doamne, înaintea Ta calea mea. Ori unii nu mai zic așa, au întors, au schimbat-o și îi spun invers. Zic așa, și îndreptează, Doamne, calea Ta înaintea mea, după voia mea. Adică fiecare vrea un Dumnezeu cam din plastilină și un duhovnic din care să facă ce vrea un duhovnic moale, moale, așa molcuț, să-l modeleze și să-l stăpânească să facă ce vrea din el. Și niște sinoade, dacă se poate, tot așa, modificabile, niște legi, canoane, cărți care să le poată schimba de la an la an și de la lună la lună și de la zi la zi. Și ați auzit dumneavoastră ce comparație tare a făcut Mântuitorul astăzi. Mai degrabă trece cămila prin urechile acului decât aceștia în împărăția lui Dumnezeu. De ce?
pentru că noi nu înțelegem ceea ce e aia mântuire și cu ce se mănâncă împărăția lui Dumnezeu. Noi nu înțelegem că trebuie să ne îmbogățim sufletește, duhovnicește, spiritualicește. Noi nu pricepem că viața noastră întotdeauna trebuie să primeze cele ale sufletului, să aibă intietate. Și acestea să fie pe primul loc, căutați împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și toate celelalte vi se vor adăuga vouă. Mulți nu pricep de ce stau în biserică. Foarte mulți nu știu de ce postesc în postul acesta. Nu toți vor. Nu toți primesc. Nici nu încearcă. Și pentru aceasta îi se pare foarte greu să trăiești după voia lui Dumnezeu. De aceea v-am spus mai înainte, dracul e bun și Dumnezeu e rău în capul oamenilor, deși valorile sunt inverse. Nu înțelegem că averea noastră adevărată este sus în cer, unde molile și hoții și bandiții și rugina știți că nu ne poate face nimic. Averea noastră adevărată este nădejdea noastră, bucuria noastră în Domnul Hristos, milele noastre făcute, răbdările noastre, credința noastră, sfințeniile noastre, copii crescuți în frica lui Dumnezeu. Astea sunt bogățiile adevărate, acestea ar trebui să ne preocupe, acestea ar trebui să ne îngrașe și să ne îmbogățească. Bunul Dumnezeu vrea ca să ne dedicăm total Lui, în întregime, ca într-o poezie foarte frumoasă de Traian Dorz, pe care o să vă citesc și dumneavoastră, zice așa, este și cântare, unii dintre dumneavoastră sunt sigur că o știți, Doamne, viața mea ți-o dau, pe deplin eu mă predau, fă cu mine orice pas, ziua, noaptea, în orice ceas. Și ale mele mâinile ia să lucreze în via ta și picioarele de-acum să urmeze al tău drum. Sfințește și glasul meu să te laude mereu, sufletul mi-l făcurat ca să-ți cânte neîncetat. Libertatea ți-o jertfesc, tot ce am scump îți dăruiesc. Doamne, toată viața mea eu mi-o pun în slujba ta. Fii cu mine în orice loc, asta, Doamne, eu te rog. Ori astfel de cântări și astfel de cugetări și astfel de evanghelii, acum în epoca bișnițarilor și a businessmenilor și a eurilor și a clonărilor și a schimbărilor genetice și a cardurilor, rămân astfel de cântări și de poezii și cugetări și evanghelii, rămân negustate. Rămân neatinse, rămân nefolositoare, inactive, nelucrătoare, supărătoare, chiar deranjante, enervate. Când aud de lumea, chiar și cei care se spovedesc că Dumnezeu vrea ca să renunți la discoteci, la jocuri, la țigări, la table, la pahar, la cercei, la desfrânări, să strângi brăcinarele în posturi,
să priveghezi, să citești psalmi și rugăciuni, să stai în picioare o oră, două la Sfântă Liturghie și alte nenorociri din acestea, încep săracii și strâmbă din nas și pleacă strâmb din biserică și rămân strâmb nefolosiți și nefolositori decât folositori pentru întreținerea focului veșnic, spunea foarte adevărat într-o Sfântă Carte. Încă ceva și cu asta am încheiat. Acum câțiva ani, când mergeam mai des pe la Mănăstirea Frăsilei, am observat acolo odată un fel de tablou mare la poartă, pe o hârtie mare scris următorul mesaj: Cuvântul lui Dumnezeu către oameni. Și zice așa: Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru și voi nu vreți să mă aveți Dumnezeu. Eu sunt Creatorul vostru și nu vreți să știți de mine. Mă numiți Bunul Dumnezeu, dar nu mă iubiți ca pe un bun. De mă numiți Învățător, nu mă urmați. Dacă mă credeți stăpân, nu-mi slujiți ca unui stăpân. Mă numiți Atotputernic și nu vă încredeți în Atotputernicia mea. Mă numiți Tată și voi aveți Tată pe Tatăl minciunii. Mă numiți Cale și nu umblați pe ea. Mă numiți Viață și nu doriți viața. Mă numiți Lumină și mai mult bâșbuiți prin întunere. Purtați numele de creștin și nu urmați pe Hristos. De ce mă numiți drept și nu vă temeți de dreptatea mea? De ce mă numiți judecător și nu vă înfricoșați de judecata mea? De ce mă numiți părinte și nu vă purtați ca niște copii buni cu părintele lor? Iubiți credincioși, citind aceste dumnezești cuvinte, am băgat de seamă că sunt spuse pentru noi ca și Evanghelia cu tânărul supărat și botos și ca toți slăbănogii din toate Evangheliile dintr-un an. Să-L rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne întărească, să ne îmbogățească și pe noi, pe toți, într-o cele cerești, să ne desrădăcinăm din cele diavolești și să ne dezlipim de cele pământești, ca să putem cânta cu toți Sfinții în Împărăția lui Dumnezeu și cu prorocul David: Bogații au sărăcit și au flămânzit, iar cei ce-L caută pe Domnul, vii vor fi într-un numele Domnului și nu se vor lipsi de tot binele și vor fi fericiți cu 10 fericiri sau cu 9 prosuna aici și în vecii vecilor, așa să ne ajute Bunul Dumnezeu. Amin.